На ziua colegilor, mă numesc Andrei Botnar, sunt consilier zonal companiei Clayden. Astăzi este 13 iulie 2022. Noi suntem în regiunea Suffolk, foarte aproape de uzina noastră Clayden, unde se face tot utilajul de la Clayden. Zilele acestea noi am început recoltatul rapiței. Chiar acum vedeți un filmuleț care am făcut numai ce. Primul câmp am recoltat ieri și asta ne-a dat o medie de 4 tone la hectar, ceea ce nu este tot potențialul care poate să-l realizeze hibridul, dar cum știți, după cum știți, noi avem aici probleme mari cu purici de pământ, cabbage stem beetle în engleză se spune, deci ne-au interzis insecticidii care erau foarte bune ca să controlăm puricile acestea. Și acum, când eu zic medie, înseamnă că în câmpul acesta au fost loturi afectate mai greu de puricile și ne-au dat 2 tone. Avem și încă un donator care este chiar rău la rapiță, este holub, pigeons în engleză. Da, pare cam straniu pentru condițiile noastre, dar este adevărat. Și unele loturi, deci când am recoltat, au avut 2 tone, alte loturi au fost și 4, întreg și 5, și 5 tone, chiar și 5 tone, dar câmpul acela medie ne-a dat 4 tone în anul acesta, da. Acum suntem în câmp de grâu de toamnă. Este unul din cel mai mari câmpul al lui Jeff, are 34 de hectare. Și anume, în câmpul acesta, în 2015, Jeff Clayden, proprietarul și fermierul, el a recoltat cea mai mare roadă de 12,9 tone la hectar. Câmpul acesta este foarte aproape de uzină și noi, când avem grupuri de fermieri din alte țări, deseori trecem anume în câmpul acesta. La referitor la tehnologie, ce să vă zic, aici, în câmpul acesta, nu s-a folosit nimic, doar o grapă Striegel, o semănătoare, combina, mașina de erbicidat și odată în 10 ani noi facem mow plowing. Este un fel de a îmbunătăți drenajul câmpului. Suntem în pământ lutos și asta la noi anume utilajul acesta lucrează. Deci, referitor la îngrășăminte, noi nu dăm îngrășăminte complexe împreună cu semănat deja de 3 ani. Fiecare an noi facem analiza și acum 3 ani analiza ne zice că pământuri acestea sunt destul de bogate de P și K. Și numai dăm azot în formă lichidă, un îngrășament de 35 concentrație împreună cu sulful. Și asta am dat în doză de 190 de kilograme de azot la hectar. Parcă atât fungicidii și insecticidii care am dat, vă pot să vă dau mai multe detalii dacă lăsați un comentariu la videoul acesta. Da, intriga mare este dacă putem să batem recolta din 2015. Și Jeff, proprietarul, zice că avem toate șanse anul acesta să avem mai mult de 13 tone. Cum credeți dumneavoastră? Este posibil sau nu? Vedeți cum este câmpul? Lăsați un comentariu sub video acesta și dacă o să fie vreun interes, numai decât o să raportez anume la recolta în câmpul acesta. Dar a doilea lucru despre ce am vrut să vorbesc în video acesta sunt raportul în cadrul demonstrării care am făcut anul acesta în România.
Și o să începem cu o gospodărie din satul Selestraru, județul Brăila. Acolo am semănat în porumbiște direct, fără ca să dezmiriștim porumbiștele acestea. Am semănat un lot de mai puțin de 5 hectare. Un filmuleț deja am făcut anume în câmpul acesta. Puteți să vedeți link-ul anume când am vizitat primăvară câmpul acesta. Ce ne-a raportat fermierul? Că roada în câmpul acesta era 3 toane și jumate, când roada mijlocie este cu mult mai mare. Dar anul acesta însuși fermierul a zis că a avut numai 50 de litri de apă de la început. Este, era foarte, foarte uscat. Probabil nu era așa de drastic cum era 2020 în regiunea aceea, dar era foarte uscat. Și practic nu a văzut diferența în roade între standardul, ceea ce este după porumb un plug și pe urmă disc, cultivator, deci nu au văzut diferență în roade și chiar îmi pare rău, dar ce putem să învățăm? Că lotul acesta cu Clayden o semănat direct și noi putem să mergem direct și noi știm cum să facem aceasta și practic ceea ce noi promovăm, că dacă mergeți cu Clayden, cel puțin costul la producere se scoade, că noi o să evităm plugul, o să evităm mai multe lucrări, o să economisim timpul și apa și cel puțin primele ani roada să fie la același nivel cum cu tehnologia clasică. În curând, când o să îmbunătățește biologia, materia organică a solului și solul poate să acumulează mai multe apă, o să vedeți și creșterea în roade. Asta concluzia noi putem să facem prima demonstrare. A doua demonstrare este satul Tichelești, tot județul Brăila. Deci acolo am semănat orz de toamnă în miriște floare soarelui. Vă rog să vedeți un filmuleț care am făcut anume în ziua semănatului. Este în limba engleză, dar cred că este clar că era foarte uscat și am chiar condițiile foarte secetoase. Erau doar după ce am semănat, au început să răsărească orzul. În 10 zile deja au răsărit orzul, că n-am pierdut umiditatea aceea care era la adâncimea de vreo 7 cm. Și datorită organului diafânat, noi am putut să ridicăm umiditatea aceasta, care era destulă ca să germinează orzul. Tehnologia clasică a gospodăriei aceea este două ori trecerea cu un disc la o îndâncime de 10-12 cm și semănat cu Terasem Pöttinger. Aceasta este tehnologia standard al gospodăriei acestea. Deci am observat pe parcursul anului, pe parcursul termenului de vegetație, ce ne-a raportat fermierul, că cultura lui Clayden, не уйтынт ла фапту кэ о фост семанаты май де время, декат стандарту, не уйтынт ла фапту кэ диференция интри ресерири, интри стандарт ши Клейден ира о луны, деч Клейден о ресерит ку луны май де время, декат технология стандарт Клейден апаря ун ка у планты май тардива. Deci apărea mai sănătoasă, mai puternică, mai viguroasă, mai verde, dar tehnologia standardă a lui fermierului apărea mai stresată, mai ales că
комам зис мади време ира ун ан форти се читос, а нуми лоту лачесте ира фере и регаре. Ши кэнд фирмиеру не рапортат результату, деч ла па, лоту стандарт рада межлочии офос 3 тони обсучки 75 килограмме. Ши ла лоту куклейдан, ла соло куклейдан, рада офос де 4760 килограмме. Деча прапи 900 килограмме дифференция. Детри так и осемана директ, но пердут апы о иконосит дизелу ла lucrările au cânemsit timpul și au făcut o roadă mai mare. Deci cred că un rezultat foarte bun. Fermierul imediat a făcut decizia să cumpără semănătoarea aceasta. Încă un fapt interesant, că lotul de aproape, care tot este o tehnologie standardă, dar era peri-irigare, unde a dat apă de două ori, toamnă și primăvară. El ne-a raportat de câteva ori pe parcursul vegetației că lotul acesta arăta mai rău decât lotul lui Clayton și când au recoltat, au cules o roadă de 4500. Deci Claydonul, lotul acesta cu Claydon de aproape 10 hectare, au dat roade mai mare, fără irigare, decât lotul acel cu irigare. Deci mergem mai departe. Anul trecut am semănat și rapiță de iarnă la județul Galați, la fermier Andrei, îl cheamă pe fermier. Deci aici vă rog să vă stați cu mine și să înțelegeți. Deci, lotul cu Clayton pe toate sola a dat 3 tone. Da? Lotul cu tehnologie standard pe irigare a dat 3 tone 600. Doar lotul care am partea câmpului care anume era demonstrare când am venit noi pe data de 13 septembrie al lui Clayton, da, participa câmpului al lui Clayton, o dat de 3 hectare, o dat 3800, deci mai mult decât sola aia pe irigare cu tehnologia standardă a fermierului. Restul lotului, tot semănat cu Clayton, au fost semănat mai târziu, începutul octombrie, ce nu i-a permis rapiței să se dezvolte ca să intre în iarnă pregătită. Și ca mijlocie, Clayton a dat 3 tone, cum am zis mai recent. Concluziile care le-a făcut fermierul era foarte încântat. Și acum vrea toate culturile de toamnă să le seamănă cu Clayton. Ce să vă spun? Pe perioada vegetației, sola aceasta cu Clayton probabil nu era, n-a avut aceeași densitate cu plante pe un metru pătrat, dar însuși planta era cu mult mai puternic. Deci rădăcina e mai groasă, era protejată de pământ, era protejată de miriștile și dacă ar fi fost o iarnă mai gravă cu un ger sever, participa aceea cu Clayton a avut mai multe șanse să supraviețuiască. Deci așa sunt rezultatele de demo care am făcut anul trecut. Dacă dumneavoastră doriți să cunoașteți mai multe informații despre ceea ce facem, despre tehnologia noastră, despre utilajele, cum dumneavoastră puteți să le aplicați elementele din tehnologia aceasta pe ferma dumneavoastră, vă rog să faceți legătura cu distribuitorul nostru, compania APAN în România sau distribuitorul nostru în Republica Moldova, compania Agroprofi. Vă doresc o roadă bogată, vă rog să mă susțineți, să vă abonați la canalul meu pe YouTube și să-mi puneți un like ca să mă ajute să intre în distribuirea mesajului acesta. O roadă bogată și păstrăm legătura.